Să vedem acum cam care este faza. Deci avem și astea așa, am sărit pe ambele frumos, bam. Astăzi jucăm Stumble Guy și este un episod mult mai special, deoarece astăzi o să comparăm cele două hărți, Kill and Climb cu Super Bowl Scramble. Noua hartă apărută, hai să vă arăt, este aici chiar la astea și o să le încercăm pe fiecare pe rând. Prima oară intrăm pe Kill and Climb, după intrăm pe Super Bowl. Să vedem cam care este faza, deci vedeți aici, aici Super Bowl și Kill and Climb aici, ok, deci hai să punem Kill and Climb la prima, fiți atenți că facem două. Bă, stai, ce am făcut aici? Ok, deci luăm Kill and Climb așa și facem și a doua așa și aici punem Super Bowl și o să le jucăm fiecare pe rând și după la final, după ce jucăm prima oară pe Kill and Climb și după pe Super Bowl, o să împarte ecranul în două părți și o să vedeți și o să comentez de fapt cam care este faza, să vedem dacă e ceva diferit sau nu, adică o să facem comparație între cele două hărți, să vedem dacă există vreo diferență între ele. Și dacă vă plac aceste episoade de Stumble Guys, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și să apăsați acolo pe butonul de like, să facem și noi peste 50 de like-uri la acest videoclip, chiar ar fi super tare. Și anunțați-vă și voi prieteni, dați-le share, să vină cât mai mult să vadă acest episod dacă vreți să mai facem episoade cu Stumble Guys. Ok, prima oară intrăm în Kill and Climb, după cum bine am spus, și hai să vedem. Dar stați puțin, hai să intrăm și noi aici la shop, să deschidem și noi free spin-urile astea, poate ne pică și nouă legendară specială, ceva habar n-am, nu știu. Dar nu că specială, nu cred că e la asta, dar o să ne pice și nouă legendară, nu știu. Ia să vedem. Ne pică oare cum ar fi sau token 75, cam greu. Rămâi pe gemuri, te rog, rămâi pe gemuri. Așa, 10 gemuri. Avem 100, ok. Și când o să apară acea roată cu astea de la NFL sau sper că bine am zis, de la Super Bowl și așa, cu skin-urile noi și cu emote-uri și cu speciale și cu de toate. Chiar vreau să-l deschid, dar nu știu câte d-astea sunt și așa. Ok, hai acum să intrăm în meci. Ne jucăm prima oară Kill and Climb, cum am spus, a doua oară ne jucăm Super Bowl și după le comparăm pe fiecare în parte, vorbim să vedem dacă este vreo diferență între ele. Și vreau să încerc să facem același traseu și să vedem cam cum decurge. Ia să facem fix același traseu, vreau să-l facem. Adică vreau să mergem pe aici, prin partea stângă, ca să ajungem să sărim pe chestia aia, știți, de care zic acolo, în față, drept în față. Hai să trecem așa frumos și o să vedeți voi după, ok, hai să nu cad pe aici, să nu dea ciocanul mine, mergem și noi pe aici, deci facem traseul ăsta mereu, ok, trec așa, să vedem și noi harta, hai că mă dau așa, bam, bam, mamă, bă, dacă nu mă loveam aici, era perfect, chiar nu vreau să mă lovesc, dar hai să trecem și noi pe aici frumos, frumos, trecem pe aici, ok, trecem și pe aici, bine că nu m-a lovit asta, că am luat-o ăla, și de chestia asta, deci am să facem ăsta și să vedem cum este și pe harta cealaltă, ok, hai că ne-a reușit, și ia să vedem, putem să sărim pe ăsta așa, bam, și acum ne ducem aici frumos, frumos, iar la final pe cealaltă hartă am văzut că este ceva de genul un, ca o poartă de fotbal american, de rugby, cum e la ei, la americani, că este și normal și așa, dar acum trecem și la Super Bowl Scramble și după v-am zis, le comentăm pe ambele în parte, punem în partea stângă pe jumătate de ecran, punem Super Bowl și în partea dreaptă Kill and Climb, cred că așa o să punem și așa, ok, mamă, deci e prima oară când joc, e în premieră, sincer, doar am văzut harta asta pe net, dar hai să vedem acum cam care este faza, ok, deci avem asta aici în spate, după cum puteți vedea, mergem așa frumos, băi, e super tare, chiar e tare harta asta, n-am ce spune, deci momentan cred că e totul cam la fel, zic bine, sau e ceva diferit? Nu cred. Cred că e totul fix la fel, mă. Cred că e fix la fel. Este chiar tare. Spuneți-mi dacă vă place mai mult harta aceasta decât Kill and Climb. Ok, hai să vedem și sărim aici. Să vedem momentul adevărului. Putem să sărim? Da, mă, da, putem. Ne ducem așa frumos. Ce să sărim și peste asta cum am făcut acolo. Ceva de genul, nu era asta pur să întocmai bine. Dar uitați despre ce vorbeam. Era chestia asta aici așa și ia să sărim. Bam, bam. Și da, bă, chiar este mișto. Spuneți-mi acolo în comentarii care este părerea voastră. Că dacă vă place mai mult Super Bowl sau Kill and Climb, spuneți-mi acolo. Eu aleg Super Bowl. Și spuneți motivul dacă vreți, dacă aveți un motiv așa mai specific și așa. Sau eu aleg Kill and Climb și motivul dacă aveți un motiv specific. Sau dacă nu puteți scrie direct, puteți scrie direct Kill and Climb sau Super Bowl. Și da, acum hai să vedem, să comentăm hărțile. Ok, acum hai să vedem care este faza cu acesta. Vedeți aici, asta este începutul. Hai să-i dăm start și să vedem cum e. Momentan avem chestiile astea așa aici cu silver așa și aici gold cu oarecum, adică cu galben și cu auriu, argintiu ăsta, așa că nu știam cum să spun. Și hai să vedem acum să le dăm star la ambele și să vedem cam care este faza cu ele. Ok, aici am început așa, vedeți, este ceva de genul, le-am făcut asemănătoare, vedeți, mergem așa, ok, am trecut de ăsta. Hai să vedem, ia stai să pun pauză așa puțin și gata, acum ne revenim, gata, perfect. Cred că este cam același lucru, hai că e bine, chiar este bine.
Ok, mamă, dar le-am făcut cam asemănător. Bine, aici în dreapta m-am lovit, dar nici o treabă. Ok, și totul este bine, hai să vedem acum cam care este faza. Deci avem și astea așa, am sărit pe ambele frumos, bam. Băi, e totul fix la fel și aici sunt 3 cannon-uri de astea, 3 tunuri, ok, totul la fel. Aici la final v-am zis că e poarta aia așa și da, deci cam da, cred că e același lucru. Chiar este același lucru, spuneți-mi voi acolo în comentarii ce părere aveți, Cannon Climb sau Super Bowl, scrieți voi acolo în comentarii și dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să vă abonați, să dați un like și cu voi a fost Rafael, ne vedem la un nou alt episod, pa, pa!